Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint un material pamflet scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea despre politicienii români și studiile lor fantasmagorice. Pe vremuri când aveai rara ocazie să te întâlnești cu un profesor universitar care mai deținea și un titlu de doctor, lăsai ochii în jos și nu aveai curajul să grăiești, atât de rari și valoroși erau aceștia. Fiindcă, în afară de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, nu mai găseai alt intelectual inventat. Doctoratele se luau rar și foarte greu, asta ca să nu mai vorbim de intrarea la o facultate. Erau zeci de candidați pe un loc și concurența era acerbă. Ca să reușești, chiar trebuia să te pui cu burta pe carte și să înveți mult și de adevăratele. După 1989 au apărut ca ciupercile după ploaie tot felul de fabrici de diplome, precum Bioterra, Facultatea Româno-Americană, Universitatea Ecologică, Valahia, Brâncoveanu și, la loc de necinste, vestita Spiru Haret. Ultima ajunsese ca într-un singur an să elibereze 50.000 de diplome. Sunt cunoscute multe cazuri despre facultăți sau filiale care funcționau într-o singură cameră de cămin cultural, sau chiar într-un depozit militar dezafectat. Pentru politicienii români a devenit repede o modă de a avea în CV-ul personal cel puțin o diplomă și un doctorat. Și de unde să-l ia dacă nu de la aceste fabrici de diplome, ținând seama de puținătatea cunoștințelor lor? Oricum, noi avem astăzi o clasă politică în care îi numeri pe degete pe cei care au studii pe bune. Aproape toți au simțit nevoia să-și ia o diplomă de drept sau una de economie, finanțe, bănci, dar nu de la universitățile de stat, ci de la niște facultăți d-astea butic. Niște maghiernițe universitare, cum bine le caracteriza un realizator de pamflete televizate, Dragoș Pătraru. Acesta a vorbit și despre cei care au diplomă la academiile militare sau cele care sunt sub tutela SRI. Adevărate mașini de tipărit diplome goale de conținut. După ce cunoscuta în curcă lume Caterina Andronescu, zisă și Abraham Burica, de N ori ministreasă la educație, a distrus din temelii Fundația Învățământului Românesc, a mai venit și cu o idee genială. Facultățile puteau accepta și studenți care nu aveau bacalaureatul, urmâncică să-l ia mai târziu. Dar nu grija pentru tineret o mâna în luptă pe Abraham Burica, ci foamea de studenți la facultățile private, care, trebuie să o spunem, nu te educau pe gratis, ci pe o grămadă de bani. Prima fabrică de diplome care a salutat ideea ministresei a fost Universitatea Privată Bioterra, care imediat și-a modificat și ea statutul. Astfel, universitatea a anunțat pe site-ul oficial că înscrierile pentru noul an universitar au loc doar pe baza notei de la bacalaureat. Nu tu examen, nu tu selecție de dosare, nu tu nicio grijă pentru nivelul educațional al viitorilor studenți. Singura condiție impusă erau taxele de înscriere, de studii o dată pe an și de examene. Deci orice student își putea alege una din multele specializări de la Universitatea Bioterra dacă obținuse media 6 la bacalaureat și avea Bioterra o grămadă de specializări pentru gustul tuturor. Se știe că admiterea doar pe baza diplomei de bacalaureat este cel mai de jos criteriu academic ce poate fi impus pentru a intra la o facultate. De exemplu, pe baza mediei de la bacalaureat, unde elevul poate să fie obținut 5 la română, 5 la matematică și 10 la geografie, candidatul poate opta între agroturism, ingineria produselor, drept, asistență medicală, informatică, adică facultățile Universității Bioterra. Cum ar spune un oltean Neaoș, ce are sula cu prefectura. Dar de ce Ministerul Educației nu ia nicio măsură împotriva Bioterra? Răspunsul este banal și caracteristic. Universitatea Bioterra este favorita politicienilor, mai ales după tristul deces al fabricii de diplome Spiru Haret. De exemplu, dacă citim pagina oficială a postului deputat și actualmente primar de sector bucureștean, Robert Negoiță, în perioada 2004-2007 urmează cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității Bioterra, iar în perioada 2004-2008, cursurile Facultății de Economie a Turismului Intern și Internațional din cadrul Universității Româno-Americane.
Și dacă l-auzi la televizor cum vorbește doctorandul respectiv, musai să înghiți Nurofen că altfel te ia dracului de cap. Apropo, distinsul politician și-a luat bacalaureatul la frageda vârstă de 31 de ani. Isteți băiatul, nu? Alt mare și important politician, trecut prin tot felul de ministere, senat și Camera Deputaților, adică însuși Nicolae Bădălău, a studiat în perioada 2004-2008 Facultatea de Drept la Universitatea Biotera. Bădălău a fost ministru în guvernele PSD și, până nu demult, ocupa o funcție de conducere la Curtea de Conturi, de unde însă a fost extras de DNA în urma unor repetate acte de corupție. Un alt primar celebru, soțul doamnei Firea, adică primarul de voluntari, Florin Pandele, a terminat și el tot Biotera, dar și deputatul USR Ionuț Moșteanu, propus ministru al dezvoltării, a terminat managementul tot la celebra deja universitate. Dar îl avem și pe deputatul George Ionescu, cel care a terminat Facultatea de Inginerie Economică, deputatul Calo Tăică, a făcut un master la Biotera și lista este lungă cu politicienii din mai toate partidele. Ceea ce este tare curios, constând faptul că acești ilustri studenți nici nu prea au trecut pe la facultate decât din an în Paște, dar au absolvit-o cu brio. Ba, chiar s-au înscris și la masterate și doctorate, fiindcă nu are balta pește. Pardon, nu balta, ci Biotera. Impostura patronată de la nivel înalt. Urmărind CV-urile cu probleme ale politicienilor, am observat două lucruri, tiparul și rețeaua. Așa este, avem un tipar și o rețea? Aceste declarații aparțin lui Valeriu Nicolae, postministru al muncii în guvernul lui Dacian Cioloș, activist social și publicist. Acesta a făcut dezvăluiri despre modul în care se obțin funcțiile în diferite domenii din România, despre industria diplomelor de licență, masterat și doctorat, și a concluzionat sumbru tot ceea ce se întâmplă în putrezitul sistem privat universitar. Atenție, nu incriminăm tot sistemul privat de învățământ, fiindcă sunt și instituții corecte, dar nu putem accepta falsurile și goana după cartoane ștampilate promovate de anumite facultăți private. Valeriu Nicolae a identificat și pe principalii vinovați sau vinovate. Iată, este foarte evident, sunt 3 facultăți principale, 3 pe bani și 2 care nu sunt pe bani. Dar acestea care nu sunt pe bani le permit acestora, după ce primesc diplomele de la facultățile pe bani, să facă masterate sau doctorate, validând de fapt acest parcurs, ca și cum studiile lor ar fi legitime. Autorul studiului amintește astfel Universitatea Ecologică din București, Vasile Goldiș din Arad, Valachia din Târgoviște, dar mai indică și Sibiul sau Bombele pe bani din București. Nu omite nici Institutul Social-Democrat Ovidiu Șincai, o nenorocire de institut certificat pe genunchi de guvernul Năstase, potrivit aceluia și Valeriu Nicolae. Ceea ce a fost grav legat de acest institut a fost faptul că la începutul înființării lui, marea majoritate a celor care urmau masteratul când instituția nu era atestată, primeau asigurări de la domnul Adrian Năstase că nu va fi nicio problemă. Și să vezi ce mega ciudățenii! De exemplu, locurile la inginerie nu se ocupau tot timpul, dar apăreau pe listele institutului o mulțime de ingineri politicieni făcuți pe bandă rulantă la Biotera sau la Ecologica. Același Valeriu Nicolae devoalează un caz incredibil. Un caz de care m-am preocupat este al unui personaj care făcea în același an 3 masterate, 2 facultăți, un doctorat, asta în timp ce era și angajat full-time, iar facultățile pe care le urma erau în orașe diferite, distanța între ele de minim 500 de kilometri. Sociologul a remarcat-o și pe o fruntașă a PNL-ului. Am mai crezut că poate Alina Gorghiu este o excepție. Ea a făcut masterate fără număr. Era consilieră la Avas, agenția ocupată cu împroprietăririle. Era deputat și în același timp făcea cel puțin un doctorat. Este identificat și tiparul imposturii și promovării pe bani, firește. Astfel, totul începe cu apariția unei firme obscure care nu are nimic, poate doar o cameră și un calculator.
Apoi, nu se știe prin ce miracol, firma câștigă contracte bănoase de la statul român, după care se dă o gaură statului. Firma dispare brusc, dar fostul patron urcă pe scara socială, devine pe rând consilier, director pe la consilii județene, apoi prin ministere, deputat sau senator, după care inevitabil apar în CV masterate și doctorate luate la fabricile de cartoane ștampilate. Eventual, să nu uităm, individul se mai poate lăuda și cu cel puțin un grosolan plagiat. Recent, mass media a relatat cazul unui domn care, la 40 de ani, toată experiența lui, era terminarea unui liceu industrial, avusese o firmă care dăduse o gaură statului român de sute de mii de lei, apoi fusese pentru un an și jumătate director de bingo. Și brusc a devenit director general de Consiliu Județean. Nu-i putem da numele încât ancheta este încă în curs de desfășurare și nu oricine este nevinovat până la proba contrarie. Curriculum de ministru. Fostul ministru Marcel Vela a absolvit cea mai tare bombă educațională din România, facultatea din Lugoj, Iosif Drăgan. Și culmea, era și profesor, preda un curs în București, culmea, fiind în același timp și primar în Caransebeș. Multilateral individual, nu? Dar să mai vedeți ceva, și-a trecut în CV școala de subofițeri, când de fapt el a făcut doar armata obligatorie pe acea vreme. De fapt, pe atunci, dacă făceai armata la termen redus, te făceau automat subofițer, fără să urmezi vreo școală. Îl mai avem și pe fostul ministru de la cultură Bogdan Gheorghiu, absolvent de teatru la o facultate neacreditată, la Universitatea Ecologică. Dar ca să albească CV-ul, își ia licența la facultatea din Iași, care era acreditată. Și uite așa, printr-un fals, se acreditează niște studii neacreditate. În toată cariera sa nu găsești ceva legat de cultură. Doar ceva timp petrecut la un ansamblu folcloric rural, dar și faptul că a fost șeful OTV, Dan Diaconescu la Suceava. Singura recomandare pentru funcția de ministru la cultură a fost amiciția cu liberalul Gheorghe Plutur, dar zero legături cu cultura. Marcel Ciolacu, omul care nu a avut niciun serviciu până la 37 de ani, era cunoscut prin faptul că mergea la vânătoare cu teroristul Omar Haisam, cărându-i acestuia ranița. A avut o ascensiune rapidă în primul eșalon politic românesc. Ascensiunea sa începea odată cu declinul lui Liviu Dragnea și a fostului premier Viorica Dăncilă. Astăzi Ciolacu având toate șansele să devină premierul României. Dar în jurul politicianului planează mai multe controverse, inclusiv cele legate de studiile sale superioare. La începutul anilor 90, Marcel Ciolacu intra în rândurile PSD, având mai multe funcții de-a lungul timpului. Între 1996 și 2000, Marcel Ciolacu a deținut funcția de președinte al organizației de tineret PSD, iar între 2008 și 2012 a fost viceprimarul orașului Buzău. De profesie jurist, controversele în jurul studiilor actualului lider PSD au început odată cu scandalul din jurul Colegiului Național de Apărare din București, despre care presa vremii spunea că este o adevărată fabrică de diplome pentru politicienii români. Pentru început, trebuie să spunem că a devenit jurist, după ce a absolvit în 1995 Facultatea de Drept din cadrul Universității Ecologice din București, cunoscută fabrică de diplome. Diploma emisă de Colegiul Național de Apărare din București avea să-i parvină după ce, în perioada 2008-2009, absolvea cursurile instituției. Un an mai târziu, Marcel Ciolacu merge la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, unde ia un masterat în managementul sectorului public. Deși, din punctul lui Marcel Ciolacu, doctoratul în cadrul ANIMV nu mai era o urgență pentru el, există totuși controversa și suspiciunea asupra acestui episod din viața sa. Au existat voci, inclusiv în cadrul PSD, care l-ar fi catalogat ca om al serviciilor secrete, cu toate că Marcel Ciolacu neagă acest aspect. Confirmarea prezenței sale în cadrul ANIMV, cât și exmatricularea sa, era dată de biroul de presă al SRI, în care erau stipulate următoarele. A fost studentul școlii doctorale din cadrul ANIMV între anii 2013-2019.
nu a finalizat studiile universitare de doctorat, întrucât nu a depus cerere de prelungire a perioadei de grație pentru anul universitar 2019-2020. Și, cu toate că era exmatriculat, Marcel Ciolacu era semnatarul unei lucrări de doctorat, sub îndrumarea științifică a profesorului universitar Ioan Deac, cu titlul Controlul parlamentar din perspectiva securității naționale. Ca și în cazul fostului lider Victor Ponta, acuzat de plagiat la lucrarea de doctorat și, ca urmare, îi se retrăgea titulatura, și Marcel Ciolacu era semnatarul unei lucrări de doctorat, dar fără titlul aferent. O concluzie tristă. Universitățile particulare, în general cele mistificate, au apărut cu sprijinul politicienilor de rang înalt și nu degeaba. Politicienii figurau ca profesori universitari pe statele de plată ale facultăților și, deși nu predau deloc, își încasau din plin banii, iar cursurile lor erau predate de asistenți. Unii politicieni, precum fostul premier Adrian Năstase, figurau ca profesori la mai multe universități în același timp, deși întrebi cum de aveau timp ca să îl împartă între guvern, parlament, teritoriu, partid, dar și 2-3 universități, și să mai conducă și doctorate. Spațiul relativ redus nu ne-a permis să ne ocupăm și de cazuri precum politicieni ca Oprea, Bode, Roman, Frâncu, Gorghiu, Firea, Olguța Vasilescu și așa mai departe. Dar vom reveni. Vom reveni, fiindcă învățământul românesc are dreptul la o a doua șansă și pentru asta trebuie să scape de gunoaiele care l-au sufocat. Prieteni, acesta a fost materialul pamflet scris de George Hodorogea. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine vă dorim, pe curând!